vrem să tragem atenție deosebit veteranilor care au nevoie de ajutor financiar. Ajutorul financiar poate fi pentru susținerea familiilor, pentru vine iarna și au nevoie de producte, au nevoie de încălzire. Toate aceste acțiuni noi le facem pentru veterani. Suntem mândri că pe parcursul anului 2023 am reușit să oferim suport la 1200 de veterani. Datorită ajutorului din partea noastră, acești veterani au reușit să-și depășească anumite probleme și profităm de ocazie ca să-i felicităm cu ocazia sărbătorilor de iarnă pe toți beneficiarii noștri, să le spunem că avem un respect deosebit față de ei și programul Respect pentru Veterani neapărat va fi continuat și în anul următor. Astăzi, noi, veteranii Forțelor Armate, veteranii în genere a războiului de pe Nistru, am căzut într-o situație nu prea favorabilă. Mă refer la vârsta care deja fiecare din noi a mai crescut. Cu vârsta apar diferite defecțiuni cu organismul. Eu, de pildă, am avut intervenție chirurgicală la cancer. Alți băieți care au luptat împreună cu mine, la fel, să sunt nu prea bine. Ne frământă bolile, ne frământă schejele care le-am acumulat în corp. Și astăzi asociația a ieșit cu un act de binefacere care e foarte benefic. Oamenii, veteranii de război, sunt absolut mulțumiți. Sunt gata sparte pe brață acești oameni care ne oferă acest ajutor, ne susțin și, principală, nu ne uită. Tare să suntem mulțumiți, suntem invitați, luați în seamă, foarte bine. Să-i dă Domnul sănătate la băieți care au grijă de noi. Măcar ceva scumpărăm de an nou, de Crăciunul care am vine, de an nou. E foarte bună venită, pentru că eu am avut o frață la bazin. Mulțumim frumos lui domnul Alergu și la asociația ASIX. Cumpăr medicamente, chiar și lemne îmi cumpăr. Dumnezeu să vă dea sănătate cu sărbători de care vin la mai mult și la mai mare. Să cunoască toată societatea că pe parcursul anului 2023 asociația ASIX, în colaborare cu Fundația Pensionarilor și Veteranilor de Război, a acordat pe perioada anului 2023 ajutoare materiale în sumă de 1.000 de lei veteranilor de război, invalizilor de război, bătrânilor de război și refugiaților din Transnistria. Toți sunt foarte satisfăcuți și mulțumiți de asociația ASIX care s-a luat o grijă față de această categorie de populație. Această sumă de bani este cheltuită de către veterani de război pentru medicamente, pentru produse alimentare, pentru alte necesități. Doresc să felicit toți veteranii de război cu sărbătorile de iarnă, să le doresc multă sănătate, pace, prosperitate și să împlinească tot ce doresc ei în aceste sărbători.